Avem înainte un program de laudă pe care dorim să-l valorificăm spre a aduce slavă, cinste și onoare lui Dumnezeu prin cântări, îndemnuri, psalmi sau orice altceva, orice alt dar vă vine în minte și-l aveți, vă rugăm să-l aduceți pe altar. Noi mulți putem pe toate, avem și cântarea 407 care a fost cerută în pauză și pe urmă cântarea Părtășie și psalmul 95. O să-l cânt, o să-l citim și psalmul. Și eu cântare. Sigur. 126. Rudi și 126, te rog să notez. Dar le mai amintiți. Începe cu cântarea 407.
pregătit și eu cu soția mea o cântare de vreo două luni și am zis, hai să o cântăm în duminica asta. Sorana ne-a impulsat foarte mult să cântăm, să nu o lăsăm în paragină, proiect să nu o lăsăm în paragină. O să o cântăm în engleză, în cazul că în engleză putem să o cântăm amândoi. O să o traduc înainte, ca să înțelegeți ce cântăm tot. Când sunt jos și sufletul meu e greu, când vin necazuri și inima mea arde, mă țin tare și aștept în tăcere până când vii tu să stai lângă mine. Tu mă ridici ca să pot să stau pe munți, tu mă ridici ca să pot să umblu pe mări învolburate. Sunt puternic când sunt pe umărul tău, tu mă ridici mai mult decât pot eu fi. Părtășie, binecuvântată
ești orice păcat, iar pe față bucuria radiază neîncetat. Când simțim prezența vie a tot ce-i dumnezeiesc, părtășia se transformă în ceva sublim ceresc. Părtășie, părtășie, binecuvântată ești, ne dai multă bucurie, pe toți tu ne înfrățești. Părtășie, părtășie, exercițiu necesar pentru toți ce vor să ajungă. Pentru cei de pe pământ, să trăim și aici în ceruri, în prezența Celui Sfânt. Căci în cer nu poți ajunge dacă nu ești pregătit, și dacă ai părtășiei este nu l-ai absolvit. Părtășie, 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 exercițiu necesar pentru toți ce vor să ajungă în Canaan. Părtășie, părtășie, binecuvântată ești, ne dai multă bucurie, pe toți tu ne înfrățești. Părtășie, părtășie, exercițiu necesar pentru toți ce vor să ajungă.
Facem să răsune cântece în cinstea Lui. Căci Domnul este un Dumnezeu mare. Este un împărat mare, mai presus de toți Dumnezeii. El ține în mână adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. A Lui este marea, El a făcut-o. Și mâinile Lui au întocmit uscatul. Veniți să ne închinăm și să ne zmerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru. Căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunii Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. O, de a-ți asculta glas, azi glasul Lui, nu vă împietriți inima ca la Meriba, ca în ziua de la masa, în pustiu, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au încercat, măcar că văzuseră lucrările mele. 40 de ani m-am scârbit de neamul acesta și am zis, este un popor cu inima rătăcită. Ei nu cunosc căile mele. De aceea am jurat în mânia mea. Nu vor intra în odihna mea. Amin. Amin. Să nu fim dar ca poporul Israel în pustiu, ci să luăm învățături de acolo. 126. Iisus din cer dragoste. Yeah.
Cântarea 115.
ultimul program. Yeah.
Yeah.